10 și 26 de minute, Cătălin Striblea ni se alătură în studio în aceste momente. Salut, Cătăline, bine ai venit! Salutare! Ce mai faci? Cum ești? Uite, citeam aici, e ziua bârfelor astăzi. Uite, am aflat că Angelina Jolie are un nou iubit. Serios? Da. Cine? N-ai ascultat ceva mai devreme? Nu, n-am M-aș bucura dacă n-ai ascultat, pentru că te-aș întreba pe cine crezi tu că l-a ales Angelina Jolie. Dintre toți, bănuiesc că e vedetă, nu? E vedetă, jucăm jocul ăsta. E vedetă, e cântăreț. E vedete cântăreț. E bărbat? E canadian? Acum nu mai știi. E vedete cântăreț, e canadian, bărbat, da? Da, da. Hai să mă gândesc. Deci în Canada sunt... Ce nu mai știu. Stai puțin. În Canada sunt doi cântăreți. Așa. Un... Ai zis că e vedetă, da? Deci e Bryan Adams sau The Weeknd. Alt n-are păi, dacă tu ai fi Angelina Jolie, te-ai mai duce la Bryan Adams acum? Păi l-am văzut pe Bryan Adams acum 2 ani aici la Cluj. Bărbat, bine, fain, face fotografii frumoase. Adică ce, vrei să-mi spui că e cu The Weeknd? Da. Păi poate să fie... A, nu poate să fie chiar fiu, așa. Nu, fiu nu, sunt vreo, de... nu știu, cred că vreo 10 ani da, diferența, da, da. Nu e mare. Deci diferența. Angelina Jolie e cu The Weeknd? Da, a doua bârfă nu pot să ți-o spun că nu e chiar... Nu, e de, e de, de aici. E prea, acum, da, e de aici, de la noi. Aia, a doua rămâne între noi. Bine, așa, și să-ți mai spun? Hai. Las că-ți mai spun mai încolo. Hai să zic eu restul bârfelor alea politice. Stai așa. Să vezi ce se întâmplă. Guvernul Câțu are în față două, nu una, ci două moțiuni de cenzură. Credeam că două de Angelina Jolie. Știa la care se ducă. Deși dacă putem privi și din ăsta, nu? Sigur. O Angelina Jolie pe care scrie USR Plus, plus și Angelina Jolie pe care scrie PSD Aur. Da. Nu? Nu, păi și USR Plus cu... Mă rog. Așa, hai că, da, hai că vedem facem lumea. Da. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Curtea Constituțională a decis că moțiunea depusă de USR Plus și Aur este depusă conform legii, că sunt semnăturile în regulă și cumva a sancționat Parlamentul că a blocat dezbaterea care ar fi trebuit, de fapt, votul care ar fi trebuit să aibă loc încă de acum câteva zile. Dar e o surpriză, iartă-mă că te întrerup. Știi că noi ne gândeam că vine Congresul PNL, dacă câștigă domnul Câțu, Curtea Constituțională o să... De aia îi zice Curtea Miracolilor că întotdeauna s-a întâmplat câte o chestie de asta. Bun, da, să le dăm și cădere și crezare, nu? Adică acolo sunt și câțiva, că nu toți, asta s-a stabilit, dar sunt 4-5 oameni care chiar știu drept pe bune. Adică, acum că ne plac sau nu ne plac hotărârile lor, asta e instituția, sigur că trăim aici în bula asta în care avem mereu impresia că... Ceva e aranjat de ceva dinainte. Ceva e aranjat dinainte, nu se întâmplă tot timpul, unele decizii sunt salutate, altele mai puțin. Nu se întâmplă tot timpul, ai zis foarte bine. Nu se întâmplă, cert este că cu această moțiune se merge la dezbatere. Când? Nu știm, pentru că liderii grupului PNL au anunțat că, domnule, întâi să vedem motivarea, ceea ce, sigur, e corect. Ce scrie la motivare? Că să nu fie vreo surpriză pe acolo. Ce explică Curtea Constituțională? Motivarea va apărea în câteva zile. Între timp, cam simultan cu acest anunț, a venit anunțul de la PSD, care a depus și el o moțiune de cenzură și asta pare că are mai mare viteză, adică PSD și-ar dori ca ea să fie dezbătută joi, da? Joi și să fie votată luni. A, e un termen mult mai repede, adică ceea ce se întrevede este că ar putea să fie mai repede decât moțiunea USR Plus și Aur. Asta să vedem dacă trece și prin complicațiile juridice din biroul permanent. Dar să zicem că lunea viitoare ar putea avea loc un prim vot. Dacă guvernul Câțu scapă de votul acesta, atunci o să se confrunte și cu votul celălalt. Bănuiesc eu să vedem, să nu să fi greșit pe la semnături, să semneze unii în două părți, că n-au voie, știi? Asta probabil că va fi una dintre verificările ulterioare. Deci, asta e situația politică în momentul ăsta. Greu pentru guvernul Câțu să reziste la amândouă încercările. O să vedem ce alianțe, ce negocieri să fac. Cu cine ar mai putea face alianță? Premierul a zis că vorbește cu toată lumea implicată în Parlament, deci se duce... Și chiar de trece de aceste două voturi, să zicem dacă vor fi două, mai are votul pe componența politică. Nu uitați că se scurg cele 45 de zile, de asta premierul a zis că discută cu toată lumea. Ok, să se apuce de discuții. S-a mai întâmplat ceva între timp,
Apropo, ziceai tu de bârfă, dar asta nu e bârfă. DLAF, ăsta e organismul care verifică modul în care sunt acordate și cheltuite fondurile europene în România. Departamentul de luptă antifraudă, aflat în subordinea premierului Câțu, a trimis la DNA un dosar care îl vizează pe Dan Barna. Dan Barna, cel care e în cursă pentru președinție. Nu sunt alegeri la USR acum? Mă rog, da. Și dosarul se privește un proiect intitulat Biblioteca Bunelor Practici, concept inovator de dezvoltare a mediului rural, proiect făcut de Dan Barna. Știi că asta era profesia lui. El era consultant pe fonduri europene. A mai avut un dosar care s-a închis la DNA. Făcut de Dan Barna și soția sa la data respectivă. E, acum DLAF zice că, domnule, au rezultat indicii privind posibila săvârșirea unor fapte de natură penală. Ca să se complice și mai mult. E tot o întâmplare, Cătălin? Sunt o întâmplare, dosarele astea care apar așa în plină... Aici, cum să zic, să acordăm încredere instituțiilor statului, dar așa, să ne și mirăm când vezi că instituțiile astea ale statului sunt în subordinea premierului, adică întâmplare chiar de fi ceva acolo, până și acest lucru contează în toată ecuația asta pe care o vorbim zilele acestea. Dacă e adevărat ce zice USR Plus, că nu e o coincidență, că asta e prima reacție de la USR Plus, e, iarăși, ne întoarcem la ce a spus ieri Ludovic Orban, folosirea statului ca intimidare pentru atingerea unor scopuri politice. Bine, pe de altă parte și premierul a fost atins de un dosar din ăsta atunci când era în campanie pentru șefia PNL-ului, au apărut informațiile din Statele Unite și... Aia nu era pe fonduri europene, era... Da, dar oricum era ceva care să-i pună puțină frână, nu? Sigur că da. Și Dan Barna a vorbit și el... A zis așa, oricât s-ar strădui DLAF, instituția aflată în subordinea premierului, să taie în segmente verificarea activității mele pentru a plasa știri negative la fiecare moment politic sau electoral important, premierul Câțu nu va câștiga sprijinul USR Plus, sugerând domnul Barna că i s-a inventat un dosar ca să aducă înapoi partidul la guvern. Asta zice domnul Barna. Situația e încurcată. Sigur că de la distanță așa nu poți decât să te enervezi când vezi că treburile importante ale țării par a fi pe locul 2, 3, 4. Puse în stand-by așa puțin, da. Și Congresul USR când vine numai mult. Cred că mai sunt două zile și aflăm cum s-a votat, adică vom ști rezultatele votului, după care e Congresul, că la ei altfel, se votează online. Okay. Congresul validează și alege restul conducerilor ce se mai întâmplă acolo, dar cred că în două zile știm cine e președintele USR Plus. Spuneam că Dacian Cioloș a plecat cu un avans în turul 2 față de Dan Barna. Mulțumim foarte mult, Cătălin, pentru toate comentariile. Mâine din nou la România în direct, așteptăm de la 13 și un sfert. Pe aceeași frecvență.